Partidul Social-Democrat a inițiat în urmă cu câteva luni un proiect legislativ prin care TVA-ul la lemnele de foc să scadă de la 19% la 5%. Acest proiect ar trebui să se aplice anul acesta. Pentru zeci de familii din județul Mehedinți, încălzirea cu ajutorul lemnelor este singura sursă de căldură. În actualul context social, această măsură vine în sprijinul oamenilor care au fost împinși la limita subzistenței. Socialdemocrații își doresc ca această lege să treacă luni în Senat, pentru ca toți românii să beneficieze de acest sprijin. Partidul Social-Democrat a inițiat în urmă cu câteva luni un proiect legislativ conform căruia TVA-ul la lemnul de foc să scadă de la 19% la 5%. Acest proiect este în dezbatere parlamentară. Ar trebui să aplice conform proiectului de lege și amendamentelor depuse în comisii de la 1 noiembrie anul acesta și în etapa actuală are avize pozitive din câteva dintre comisiile de specialitate ale Senatului. A primit raport de admitere, am reușit să obținem un raport de admitere în Comisia de Buget Finanțe a Senatului. Acest proiect se va afla luni pe ordinea de zi a Senatului la votul final. Și o somez pe doamna senator Stella Firu, senator PNL de Mehedinți, să susțină și să voteze acest proiect de lege, amintindu-i că peste 90% din populația județului nostru se încălzește cu lemn de foc, iar prețurile pentru lemn de foc au devenit prohibite. Și este un real, de real folos, ca măcar pe perioada de iarnă, începând cu 1 noiembrie, aceste prețuri la lemn de foc să fie mai mici prin acest mecanism de scădere a TVA-ului de la 19% la 5%. Este salutar faptul că Partidul Social-Democrat face apel la unitatea civică și la conlucrarea partidelor politice, în beneficiul cetățenilor, având în vedere situația pandemică și economică, care afectează din ce în ce mai mult întreaga omenire.